Ioana Andronache, Centru Partener pentru Dezvoltare. Cea mai principală solicitare a noastră este să aflăm de ce se trăgânează atât de mult votarea proiectului de lege 301, de ce nu se pune pe agenda publică, de ce nu vor să ne dea în primul rând un răspuns și, într-al doilea rând, să ne dea un termen exact când vor... când o vor discuta încă o dată în comisie și o vor pune pe agenda parlamentară ca să fie votat, și vrem să le dăm un semn că, de fapt, trăgânarea votării acestui proiect de lege nu înseamnă altceva decât, drepturile unor oameni, și nu doar, politicienii nu ar trebui să uite sau deputații nu ar trebui să uite că ei sunt personal afectați de discurs de ură. Ei sunt cei care nu odată au fost discriminați sau au primit în adresa lor mesaje cu discriminare de ură, cu instigare la discriminare, și ei sunt cei care folosesc. Intuiesc eu că, din motiv că ei sunt care foarte des folosesc astfel de mesaje, astfel de discursuri, tărăgânează intenționat acest mesaj. Noi suntem astăzi aici ca să le batem semnalul că nu ar trebui să mai tărăgâneze, să voteze, să o pună pe agenda publică, și noi vrem să pună punct pe ură și să voteze proiectul de lege 301. Dar de ce este așa de important această lege? Din punctul dumneavoastră de vedere, ea ce va face? De ce Republica Moldova are nevoie de asta? În primul rând, oferă siguranță și protecție celor care sunt direct vizați de astfel de mesaje și astfel de discursuri. Într-al doilea rând, permite persoanelor care sunt vizați să-și apere drepturile, și într-al doilea rând, astfel de discursuri, astfel de mesaje, de fapt, marginalizează și mai mult persoanele, unele grupuri vulnerabile din societate, va mai mult dezbină societatea, instigă la ură și la violență asupra anumitor persoane. Dacă vrem ca să avem o societate tolerantă, o societate fără discriminare, o societate fără ură, avem nevoie de protecție și avem nevoie de măsuri și pârghii ca să luptăm cu astfel de discursuri și cu astfel de mesaje. Dar ea prevede și anumite amenzi, de exemplu, pentru cei care au discriminat cineva sau nu? Desigur, sunt anumite pârghii ca persoanele, cum spuneam, să-și poată apăra drepturi. Astăzi, chiar dacă eu sunt vizat într-un discurs de ură, pârghiile mele ca să-mi apă dreptul sunt destul de limitate. Ceea ce vrem noi este o mai bună protecție, și plus noi niciodată nu vom avea o societate tolerantă dacă nu vom avea măsuri ca să luptăm cu astfel de mesaje. Dacă vom aștepta ca de la sine societatea să se schimbe, să nu mai discrimineze, să nu mai folosească astfel de mesaje, o să ne trebuiască foarte, foarte mult timp. Astfel de inițiative sunt anumite măsuri pentru ca să începem o schimbare a societății. Cel mai important, să nu uităm că persoanele publice, deputații, politicienii au un impact foarte mare asupra societății. Iar trebuie să educe societatea, să dea un exemplu, nu invers, să dezbine societatea, să îndemne la ură și să folosească astfel de discursuri. Mulțumesc,
Ce solicitări înaintați deputaților? Solicităm definitivarea proiectului numărul 301 cu privire la infracțiunile cauzate de prejudecată, ură și dispreț, deoarece acest proiect de lege încă din anul 2015 a fost înaintat în prima lectură a Parlamentului, respectiv se tergiversează procesul deja al șaselea an, ceea ce este inadmisibil, adică organizațiile societății civile deja au dreptul să vie, să solicite, să ceară de la deputați că acest proiect de lege să fie totuși votat, deoarece este un proiect de lege foarte important, adică pentru persoanele din diferite categorii dezavantajate, inclusiv ceea ce sunt de persoanele din minoritățile etnice, ce sunt persoanele cu orientare sexuală de altă tip decât cea tradițională, ceea ce ține de persoanele cu anumite dizabilități. Adică este un proiect de lege foarte important pentru Republica Moldova și noi vrem ca acest proiect de lege deja să fie votat sau minim să avem un răspuns clar pe acest subiect. Ce va fi pe el mai departe? Dacă nu veți avea niciun răspuns, ce veți face? Cred că vom continua aceste solicitări până o să obținem totuși un răspuns clar din partea autorităților. Adică autoritățile trebuie să cunoască că societății civile îi pasă de acest proiect, trebuie să cunoască că opinia publică, organizațiile, societății civile, cetățenii nu sunt indiferenți și au nevoie ca acest proiect de lege, ca asemenea schimbări să fie adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova. Dar acest proiect prevede inclusiv și amenzi pentru cei care, sau un fel de pedeapsă care nu este acum reglementată nici în codul penal. De ce este important ca să fie sancționați acești oameni? Ca să fie, nu știu, să limitez din necesitatea sau din dorința altora de a mai discrimina? Evident, adică este momentul când se solicită un anumit bun simț, dar atunci când solicitările pur și simplu prin apel la bun simț și la educație deja nu mai sunt valabile, evident că trebuie să fie și o anumită presiune asupra acestor persoane care cauzează asemenea infracțiuni. Altfel noi nu putem să oprim discriminarea Republica Moldova. Probabil că asta e una dintre metodele prin care am putea opri discriminarea. Altfel am putea, desigur, dar iarăși, ar, mai degrabă ar preveni prin educație, dar ca să fie această prevenire, trebuie să existe atât, cum spune limba rusă, atât cnut cât și preanic, respectiv atât stimularea și educarea noii generații a cetățenilor, cât și o anumite amenzi, anumite pedepse pentru cei care încalcă legea. Da, cum vă numesc și Roman Andriev, președinte de Marea Consiliu Municipal de Tineret din Chișinău. Mulțumim tare mult! Mulțumim mult! Da, da.
Продолжение следует...